Săptămâna 7-13 august 2023, din punct de vedere astrologic, are o quadratură a Soarelui cu Jupiter, care aduce de regulă dorință de confort, egoism, extravaganțe diverse, posibilitatea de a se intra în cheltuieli mai mari și poate mai multă autoindulgență. Practic, crește și tendința de a se munci mai puțin, de a se consuma mai mult. Sunt efecte care se văd și asupra sănătății, asupra vitalității, care este mai scăzută. Relațiile pot fi marcate mai ușor de nervozitate, uneori de neînțelegeri, iar retrogradarea lui Venus, aflat de altfel și în quadratură cu Uranus, va aduce în zona relațiilor asocieri neobișnuite, foarte multă influență uh, care poate să aibă loc tendința de a se cheltui mai mult poate să creeze dificultăți în relații, relații multiple. Luna se află de altfel și în cuadratură cu Pluto, retrograd. Va aduce încăpățânare, nervozitate, mai multă violență, un spirit destructiv, posibilități de manipulare. Este un moment stresant, sunt conflicte interioare și sunt posibilități de scădere a energiei proprii. Uh, unor oamenii pot să aibă uh, posibilitatea de a se separa de alte persoane și uh, retrogradarea lui Pluto, Aflat de altfel și în sextil cu Neptun retrograd, aduce momente pentru schimbări, pentru a se stabili mai ușor nevoile prezentului, atracția către spiritualitate, către o cunoaștere intuitivă mai profundă a lucrurilor și relații bazate foarte mult pe intuiție, pe mister. Marte, aflat în trigon cu Jupiter, va favoriza mai multă demnitate, mai mult curaj, mai multă responsabilitate, corectitudine, abilități în zona financiară, dorința de a se ieși în aer liber, în călătorii, dorința însă și de a cheltui poate mai mult. Vitalitate, energie, rezistență, relații creative de încredere. Mercur, aflat în uh, trigon cu Jupiter, va favoriza optimismul, gândirea, uh, dorința de mișcare, călătoriile, uh, o stare fizică bună, Un, o capacitate bună de organizare, uh, o capacitate mentală bună, uh, posibilitatea uh, studiilor uh, spirituale, filozofice, relații sentimentale, relații intuitive. Luna face Ingresul în Taur și este în exaltare. Acest moment în cursul acestei săptămâni va favoriza curiozitatea, emoțiile legate de trecut, de familie, de idealuri, de mediul natural, de tradiții, un fel mai romantic de a fi și încurajează mai ales sentimentele stabile. În data de 8 august, Luna aflată în conjuncție cu Jupiter va favoriza niște aspecte uh, bune, dorința de călătorii, însă există și riscul de excese, tendințe de a se consuma poate mai multe alimente, sănătatea este uh, bine aspectată din punct de vedere astrologic, relații uh, bazate pe emoție, pe intuiție. Quadratura Lunii cu soarele favorizează, totuși, unele neînțelegeri, unele necazuri datorate neatenției. În familie apare uneori imprevizibilul. Acesta poate veni mai ușor din partea femeilor, din partea unor cheltuieli mai mari sau a unor pierderi financiare în călătorii sau în asocieri. Tendința apare de a se exagera uneori în zona alimentară și relațiile pot fi marcate unor de nepăsare sau de prea mult orgoliu. Quadratura lunic cu Venus aduce mai multă vulgaritate, lipsă de moralitate, capricii, provocări, bârfă, certuri, relațiile personale pot fi foarte tensionate, riscuri de despărțiri, posibilități de implicare în scandaluri publice, energia scade datorată unor probleme, uneori de sănătate, poate legat de unele excese alimentare, iar în 9 august, luna intrată în gemeni va aduce încurajarea discuțiilor, a călătoriilor, a planurilor de a se face schimbări, de a se lega relații noi, apare mai multă oboseală totuși, apare mai multă uh, agitație iar în 12 august, luna intrată în rac, va aduce manifestări de uh, dorință, de cunoaștere a naturii, uh, mai multă uh, aplecare către viața de familie, către trecut este uh, încurajată identificarea cu părinții, cu trecutul, cu viața de familie, luna este în trigon cu Saturn retrograd și va favoriza activitățile mentale în detrimentul emoțiilor. Apare mai multă seriozitate, mai mult spirit diplomatic, mai mult spirit practic, relații plăcute, bazate pe multă diplomație, energia e bine aspectată în privința sănătății, iar în 13 august luna valorifică trigonul Mercur-Jupiter prin atitudini în planul social, prin folosirea mentalului, prin idei farmec, prin atenție dată aspectul exterior, prin creativitate, inspirație, relații bune. Există și un trigon Marte cu Uranus, prin, care este fructificat prin manifestarea originalității, prin independența, atracția pentru mister, ocultism și uh, iubiri secrete. Acestea sunt aspectele planetare pentru săptămâna 7-13 august 2023 și le dau un trend generic asupra acestei uh, perioade.